Ziua de muncă începe prin protocolul obligatoriu ce constă în luarea temperaturii corporale și consemnarea ei în condica zilnică. După care se trece la dezinfectarea mâinilor și ulterior îmbrăcarea echipamentului de protecție. Echipamentul de protecție se ia asupra uniformei de lucru și constă într-un halat de unică utilizare, urmat de o capolină. Mănuși. Și ultimul element din echipamentul de protecție, masca de protecție. Acest echipament este însoțit de o pereche de papuci de interior, protejați de un strat de unică folosință pentru a evita infectarea cu bacterii aduse din exterior. Acest protocol are rolul de a proteja în primul rând pacientul, cât și personalul auxiliar, și este urmat cu strictețe pentru a respecta toate normele de igienă impuse la locul de muncă. În primele ore de la începerea programului de muncă, infirmierul se ocupă exclusiv de pacienți. Fie că vorbim de îngrijirile primare, cum ar fi igiena corporală, totală sau parțială, urmată de partea de mobilizare a pacientului, de schimbarea poziției acestuia, de alimentația acestuia și, într-un final, de transportul acestuia în cazul în care este necesar acest lucru. Da, nu mai am cerșap. Atunci am făcut,